Neluța bunicuța vă invită să-i ascultați povestea. Prima scrisoare către mine însă. Partea a doua. Toți copiii aveau jucării. Tu nu aveai decât o singură păpușă de cârpă cu capul de mucava. O singură păpușă, doar una, pe care o alintai, pe care o băteai când te supărai, care avea nasul juli de atâția ani de când te jucai cu ea. Iar mama ta a ales ca în ziua nunții tale să dăruiască acea păpușă altui copil. Ce a fost în sufletul tău? Cumplit, dureros, crâncen, ai simțit că toată lumea ta, toate visele tale de fetiță plecaseră odată cu păpușa ta. Ia, păpușa ta, știa când plângeai, când râdeai, când te jucai cu cioburile de farfurii și căni găsite prin curte la gunoi, atunci când îți imaginai că faci mâncare la păpușile imaginare din poveștile închipuite de tine. Atunci când mergeai la țară, te răsfăța mătușa ta, Florica, care îți făcea și ție și verișoarei tale, Ica, popuși, multe popuși, din știuleți de porum verzi, pe care îi îmbrăca cu diverse materiale rămase de la rochii vechi. Împletea mătasea de porumb și le făcea codițe și le punea fundițe de cârpe, iar noi două eram cu adevărat fericite. Abia s să ajung vara la țară, unde această mătușă ne făcea atâtea jocuri și jucării, dar mai ales se juca cu noi. În schimb, te jucai zilnic cu damigeana de trei litri, pe care tatăl tău o cumpărase fix pentru tine, pe când aveai vreo 5 ani, cinci ani și ceva, pentru a putea să o plimbi de acasă, la Marin Popa, care era patronul de la depozitul de băuturi din capul străzii și de la Marin Popa acasă. La ducere era ușoară, în schimb la întoarcere nu mai era atât de ușor. Și asta ai făcut zi de zi, cu excepția duminicilor, când era închis, până când a venit prințul pe cal alb, aiurea venea pe jos, nu avea nici cal, nici mașină și nici măcar o bicicletă. Și te-a salvat de la această corvoadă zilnică atunci când aveai 20 de ani. Cum de nu te-ai revoltat? Cum de nu ai reacționat în niciun fel? Nu te pot înțelege, mai ales că după ce tatăl tău își făcea plinul, urma plata efortului depus de tine și primei bătaia cea de toate zilele pentru că se știe. Bătaia este ruptă din rai, cu mențiunea expresă, eu te-am făcut, eu te omor, pe care tatăl meu nu uita niciodată să o menționeze în timp ce te bătea cu sete. Ai visat că vei fi o mamă extraordinară, Că vei avea mulți copii, ai sperat că tu vei fi o mamă specială, că nu vei repeta greșelile părinților tăi. Și nu, nu ai făcut decât un singur copil din cauza bolii de inimă de care ai aflat când era însărcinată cu fica ta în luna a opta. Iar dacă ai fost o mamă bună sau nu, numai Dumnezeu te poate judeca. Orice ai fi greșit, în niciun caz nu le-ai făcut cu premeditare, ci pur și simplu din propriile tale convingeri limitative în care ai crescut, din educația de care nu ai avut parte, din stângăciile pe care orice mamă le are la un moment dat, dar mai ales din marea ta dragoste și din dorința ca fica ta să aibă tot ce-și dorește pentru că tu nu ai avut. Oricum ai fost, orice ai greșit, în ochii mei, tu ești un om minunat, special și bun, care poate fi acuzat de orice, însă nu și de rea intenție. Dar să revenim. Îmi aduc aminte de tine la vârsta de nouă ani, când ai câștigat acel concurs pe țară la desen. Doamne, ce bucuroasă erai! Îmi amintesc reacția tatălui, dar și ajutorul neașteptat pe care l-ai primit de la cele două profesoare ale tale, cea de desen și diriginta ta, la care, sinceră să fii, nu te așteptai. Toate acestea, dar și reacția mamei și tatălui tău, aceea de dispreț total, că în loc să învăț eu stau și mă zgălesc, te-au marcat pe viață. Și ți-a luat ani ca să-ți revii și să înțelegi că acele lecții te-au ajutat să devii femeia puternică de astăzi. Îmi aduc aminte cum te rătrăsese într-un col și te rugai. Da, este adevărat, atunci nu știai să te rogi, însă așa cu cuvintele tale o făceai și așteptai verdictul tatălui tău. Dacă ai ști cât de mândră sunt de tine, auzi tu, să-ți ia doamna profesoară două desene făcute la clasă, fără mențiunea de a fi făcute pentru un concurs, iar tu să te afli printre câștigătorii pe țară a acelui concurs. Da, aveai nouă ani. Acum ai 66 de ani împliniți la începutul lunii septembrie, iar tu, după o viață de așteptare, de acum 10 ani, te-ai reapucat de pictat. De ce ai făcut-o, Neluța? Da. Înțeleg, pentru că sufletul tău, care toată viața a urlat de durerea de a nu-și fi urmat niciunul din cele patru drumuri minunate care ți se arătaseră la un moment dat, nu le realizase-i. Hm, care drumuri? Erai atât de bună la desen, cântai foarte frumos și aveai o voce diferită, care suna bine și de aceea, ai și fost acceptată la emisiunea Dialog la distanță de la TVR. Erei una dintre cele mai bune din echipa de basket și pe la vreo 10 ani te-ai apucat să scrii prima ta carte, pe care, evident că ai abandonat-o, pentru că tatăl tău spunea să te apuci de astfel de lucruri, o fac numai curvele. Totdeauna doar ele. Știi ce fericită sunt că tu ești eu? Sunt atât de mândră că ai avut forța, dorința și perseverența de a reîncepe drumurile începute în copilărie și abandonate, și nu te-ai mai cramponat de percepte morale care spun că aceste drumuri încep doar în copilărie. Nu. Nu încep doar în copilărie, încep oricând dorim noi să ne dedicăm timpul și energia pasiunii noastre. Da, am înțeles de la tine că erai hotărâtă să faci o expoziție proprie a ta cu lucrările tale, care sperai să fie cât mai originale, care să aibă amprenta ta, care să aibă parfumul tău de fetiță care își împlinește visul, doar puțin mai târziu decât și-ar fi dorit. Ei, da, și sunt mândră de tine, pentru că în doar cinci ani ai reușit să participi la 78 de expoziții personale și colective în țară și în străinătate. Ai reușit să scrii până în acest moment trei cărți, un prim volum de experiențe de terapeut, un volum de poezii și un volum autobiografic. Ca să nu mai vorbim de cele patru volume scrise deja în diverse stadii de lucru care așteaptă să fie tipărite.